am descoperit altceva în acest spațiu carceral. Când spun noi, mă refer la oamenii de cultura Iașului. Pentru că am organizat, împreună cu penitenciarul Iași, o serie de vizite de lucru. Acceptați această asociere fără ghilimele. Pentru că a fost o vizită de lucru atât din partea scriitorilor, cât și din partea pictorilor. Ce am încercat noi să descoperim? În primul rând am descoperit mutațiile pe care le are impactul față de om, impactul singurătății, impactul abandonării, cel puțin în primă fază, și nu în ultimul rând, nevoia de comunicare. Într-un astfel de spațiu există mai mult ca în oricare alt spațiu o nevoie de comunicare. De cele mai multe ori aceasta se răsfrânge asupra individului. Și astfel, foarte mulți deținuți cu care noi ne-am întâlnit au mărturisit că l-au descoperit pe Dumnezeu, au devenit credincioși, au mărturisit că au descoperit valențele poeziei, ale picturii. Pe un astfel de traseu am mers noi și iată, produsul din această primă etapă a proiectului nostru, când spun al nostru, mă refer la Casa de Cultură, la Uniunea Scriitorilor, la Uniunea Artiștilor Plastici și la Penitenciar, îl avem acum în mâinile lui Ioan Holban, care îl răsfoiește. Și evident, există și într-un tiraj care va fi donat penitenciarului Iași, pentru că aceste reviste trebuie să ajungă la deținut. Deci nu trebuie să fie puse în bibliotecă, nu trebuie să fie ținute într-o sală de protocol, nu constituie un obiect de laudă, ci pur și simplu, această revistă trebuie să fie citită de deținuți. Și o să vă spun și de ce. În momentul în care deținutul, indiferent, aici nu discutăm de pedeapsă, nu discutăm de pentru ce este el acolo, pentru că instanțele de judecată și-au spus cuvântul. El a ajuns într-un final acolo, este un lucru cert. Ceea ce ne interesează pe noi, ne interesează ca omul ajuns acolo să nu se considere abandonat. Pentru că acesta este adevărul, omul nu este abandonat. Omul nu mai este un număr. Omul este, haideți să, Puiu Gheorghe. Omul este Gheorghe Paul. Omul este Lercă Mihai sau Mihăiță. Omul este Valentin Lăcătușu sau Ovidiu Achimescu. Sunt deținuți pe care i-am invitat aici, alături de noi, și sunt autori ai unor materiale din această revistă. Voi sunteți deocamdată purtători de cuvânt. Am încercat să fac acest preambul, poate mai lung, dar am vrut să decodific puțin din această acțiune ca rol și ca motivație, pentru ca să nu se înțeleagă altceva. De ce spun lucrurile acestea? Iată, mulțumim doamnei comisar șef Manuela Pieleanu, care este directorul general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarilor, pentru faptul că a spus, domnule, hai să merg și eu la Iași, nu pentru Ștefan cel Mare, nu pentru Palatul Culturii, să ajung la Iași pentru acest proiect numit Revista Clepsidra. Proiectul în sine noi l-am introdus și în suita de acțiuni Iași Capitală Culturală Europeană.
Este foarte important mesajul pe care încercăm noi să-l transmitem. Deci noi nu ne abandonăm oamenii. Indiferent de greșeala lor, noi încercăm să le redescoperim o serie de valențe de care ei poate nu aveau habar în libertate, dar acum, într-un spațiu al meditației, iată că au făcut posibil ca un critic de talia lui Ion Holban, un pictor de talia lui Traian Mocanu, să contribuie și să școlarizeze, dacă vreți, cu un minim de cunoștințe pe artiștii, pe scriitorii, pe pictorii ajunși într-o situație delicată din viața lor. Și vă mai spun ceva. Revista aceasta la care noi am lucrat cam o vară, pentru că așa e cu primul număr de revistă profesionistă, că celelalte vor decurge. De la sine, poate. În această perioadă de vreo 3 sau 4 luni chiar, noi am făcut școală cu cei care, repet, astăzi publică și semnează fără a se rușina într-o revistă de cultură. Dar mare parte din ei sunt acum în libertate. E spre bucuria noastră, a societății și chiar a lor, dacă nu greșesc, ceea ce înseamnă că instructorii care au lucrat cot la cot cu noi și au deprins o serie de reflexe de genul acesta, tot într-o asistență în continuare asigurată de instituțiile profesioniste de creație, să continue și cu următorul număr. Haideți că am încercat să vă anunț oaspeții și participanții la această întâlnire, să-l amintim și pe domnul subprefect Bogdan Abălașei, care îi mulțumim pentru faptul că și-a găsit timp să vină alături de noi. Mai avem instituții care se află în flux continuu, dar care și-a trimis reprezentanții, și mă refer la poliția, a trimis-o pe doamna Vigiac Anca, purtător de cuvânt la Poliția Județeană. Da? Așa, îl așteptăm pe domnul Borș, nu știu dacă a ajuns, încă nu a ajuns, dar a promis că va veni. Din partea primăriei îl avem pe Mihai Pricop, care încearcă să reprezinte pe cei doi viceprimari pe care i-am pus absent și pe primarul municipiului. Iarăși o absență și nu știu dacă e suplinită de cineva din partea Consiliului Județean. Am înțeles că trebuia să vină domnul vicepreședinte Victorel Lupu, încă nu a ajuns, dar eu vă spun un singur lucru. Nu avem nevoie, sau aici sunt rău, sunt caustic chiar. Ar fi bine să fi fost și, uite, domnul Borș. Domnul procuror general adjunct este o cunoștință. Domnul, stați în rândul condamnaților acolo. Unde fugiți? Da. Este unul din cei care au modernizat penitenciarul Iași o bună bucată de vreme, până ce a venit domnul director Marius Vulpe. Și e un om de suflet și un adevărat intelectual. Bun. Haideți să vă... Dan Doboș, directorul Bibliotecii Județene Gheorghe Asache, care are la rândul său un proiect cu penitenciarul, și eu scriu despre cărți, așa se numește proiectul, îl avem pus și în revistă cu contribuțiile, inclusiv ale lui Valentin Lăcătușu, care se află aici, cu o recenzie. Apoi, Casian Maria Spiridon, care este, în afară de președintele Uniunii Scriitorilor, filiala Iași, el are o calitate foarte importantă în acest proiect, fiind redactorul șef al revistei Convorbiri Literare, revistă care a asigurat asistența tehnică pentru ca această clepsidră să apară în rigorile profesioniste ale unei reviste de cultură. Apoi îl avem pe Ioan Holban, în calitatea sa de critic literar, de autor al
unei istorii literare, pe care el nu o numește istorie, o numește literatura română de azi, poezie, proză, a apărut, e o, de fapt o carte mai groasă decât, știu eu, Biblia lui Anania, dar a ajuns și la ediția a doua, completând-o cu peste 20 de scriitori basarabeni. Iată-l pe Traian Mocanu, cunoscutul pictor ieșean, Traian Mocanu, de multe ori și mulți ani fiind președintele filialei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici, dar acum este și director la Școala Populară de Artă, unul din esențialii oameni cu care noi am lucrat în acest proiect. Și uitați-vă în zona grafică a acestei cărți și veți vedea ce înseamnă un ochi al specialistului lângă un ochi al amatorului. Îl avem și pe Lucian Vasiliu, directorul editurii Junime, Junimea, pe care cu siguranță că îl vom antrena în acest proiect. Dar haideți să terminăm cu atâtea prezentări. Cred că v-ați plictisit de mine, de aceea eu o să mă retrag și o să devin doar un simplu moderator. Și să rugăm, sau să o rugăm în primul rând pe doamna comisar șef Emanuela Pierdeanu să ne spună câteva cuvinte din partea Administrației Naționale a Penitenciarului. Mulțumesc mult pentru invitație, așa cum spunea domnul director al Casei de Cultură. Am venit în primul rând pentru acest eveniment, dar întotdeauna vin cu mare plăcere în orașul dumneavoastră. Așa cum probabil cunoașteți majoritatea dintre dumneavoastră, activitatea de reintegrare pentru Administrația Națională a Penitenciarilor constituie un scop în viață, o modalitate de a ne implica în viața deținuților și de a realiza o conexiune cu viața socială. Administrația Națională a Penitenciarilor a inițiat un proiect de politică publică prin care dorim să coagulăm activitățile instituțiilor din domeniul protecției sociale prin elaborarea unei hotărâri de guvern care are în vedere integrarea și implicarea societății în ceea ce va fi după detenție în viața celor a deținuților. Acest proiect reprezintă într-adevăr un proiect deosebit. Nu l-am cunoscut decât din luna mai, când știu că s-au realizat activitățile de publicare a revistei, când s-au inițiat activitățile. Așa că felicit din tot sufletul atât inițiativa Casei de Cultură, cât și activitatea penitenciarului Iași. Din câte cunoaștem, penitenciarul Iași, la nivel de sistem, constituie un etalon pe activitatea de reintegrare. Ne-am gândit chiar să-l luăm la noi pe domnul director ca să implice acest model de bune practici la nivelul sistemului penitenciar. Inițiativa de a introduce această activitate în cele privind zilele Iașului, Capitală Culturală Europeană, este într-adevăr o reușită. Felicit și vă felicit în mod deosebit pentru această inițiativă. Așteptăm în continuare activități continue pe această zonă și vă mulțumim mult pentru această inițiativă. Mulțumesc mult, domnule director, doamnelor și domnilor, doamna comisar șef, domnule comisar șef, distinsă audiență. Într-adevăr, dimineață, când am văzut această invitație, mă gândeam în primul și în primul rând la numele revistei, Clepsidra, care este sugestiv,
într-adevăr, acești cetățeni merită din tot, merită respectul nostru. Bineînțeles, ca oameni, au greșit, dar în același timp au dreptul la educație, au dreptul la cultură, au dreptul la manifestări sportive. Mă bucur și țin să vă felicit, domnule director, pentru inițiativă, pe dumneavoastră, pe domnul Maria Spiridon Casian, pe domnul Ion Holban, pe domnul Traian Mucanu, pentru această inițiativă, pentru că încercați ca acest colț de cultură să fie făcut și în interiorul penitenciarilor și prin aceasta să demonstrați că se poate face cultură și în interior, nu numai în afară. Noi, ca și reprezentant al Guvernului României, pentru noi este o prioritate educația și educația nu înseamnă numai educația în școală, ci uitați, înseamnă educația și în interiorul penitenciarelor. Mă bucur că încercați să băgați această activitate, acest proiect pe care astăzi prinde contur prin revista Clepsidra, să-l integrați în Iași capitală culturală și prin asta să demonstrăm că într-adevăr Iașul este capitala culturală a României. Vă felicit încă o dată, atât în nume personal, cât și în numele instituției pe care o reprezint. Vă mulțumesc mult și la mai multe activități de genul acesta. Vă mulțumesc. Eu sunt bucuros că vorbesc acum, la început, pentru că e greu să vorbești după atâtea valori aflate în sală. Această revistă are un istoric din totdeauna în penitenciar, atât cât știu eu, că eu nu lucrez decât de 20 de ani în penitenciar, dar penitenciarele există de când este lumea. Are un istoric revista în penitenciarul ăsta și nu numai în el, în sensul că deținuții din totdeauna au scris fie pe o bucată de hârtie, fie pe piele, fie pe cârpă, fie cu sânge, fie cu cerneală. Și cu atât mai lăudabil efortul dumneavoastră și inițiativa, că dumneavoastră sunteți inițiatorul, ați îndrăznit să intrați în penitenciar, cu atât e mai lăudabil, cu cât în zilele noastre toată lumea încearcă să stea în spațiu virtual. Toată lumea încearcă să fie pe calculator, să aibă Facebook, să aibă... Și recunoaștem că și noi am căzut în patima asta și toate informările către deținuți încercăm să le facem prin sistemul acela de televiziune cu circuit închis. Îi anunțăm, le punem tot soiul de filme și așa mai departe. E, în era în care toată lumea fuge de hârtie și de frumosul pe hârtie, dumneavoastră ați îndrăznit să faceți un lucru deosebit din punctul meu de vedere. Mă bucur că ați îndrăznit, pentru că de obicei și noi am constatat de-a lungul timpului când pronunță omul cuvântul penitenciar și trece prin fața instituției, de obicei se duce pe celălalt trotuar, nu prin apropierea penitenciarului. De altfel, în sală avem foarte mulți colaboratori de-ai noștri, cărora le mulțumesc încă o dată că îndrăznesc să facă, sigur, la alt nivel, cu alte valori, ceea ce faceți noastră. Și faptului, vă mulțumesc pentru faptul că toți care intrați în penitenciar conștientizați că nu putem face nimic decât împreună. Nu putem face pentru oamenii aceștia decât lucruri bune care să ajute la însănătoșirea orașului, a județului, a României. Ajutându-i să nu ajungă acolo, lucrurile ar trebui derulate înainte de a ajunge în penitenciar, dar e bine că le facem și acum, cu siguranță ne vom însănătoși cu toții, pentru că toți cu toții, oamenii liberi, trimitem din impozitele noastre bani acolo. Eu zic că ar fi ideal să nu ajungă în penitenciar, să deruleze tot soiul de activități, fie munci, fie activități culturale, înainte de a ajunge în penitenciar și să le oferim condițiile sociale în așa măsură încât să nu ajungă acolo. Dar totuși, dacă au ajuns, încă o dată vă mulțumesc că faceți ce faceți pentru noi. Atunci să-l rugăm așa, în ordinea în care stau, pe Ion Holban, să ne vorbească despre aventura sa în penitenciar. Onorată asistență, din fericire a fost scurtă aventura asta și fără ca să las urme adânci acolo. În orice caz, o să trebuiască, până cu Adi Cristi, poate ne gândim la alt titlu, al programului Poezie de pușcărie nu e bine. Trebuie să găsim altceva, pentru că ce e pe segmentul al meu și al lui și al lui Casian Maria Spiridon de expertiză, asta e chiar poezie. Nu neapărat că e din pușcărie sau e din altă parte. Poate să fie
din Libertate, din Australia. Nu asta e problema, este chiar poezie. Pentru că cei care au rămas în sumarul revistei ca poeți, sunt poeți, cum se spune, pe bune. Iată, și Vasile Toderaș, și Florin Leonte, și Cătălin Ifrim, cei trei poeți care sunt cu grupaje consistente aici, sunt chiar poeți. Acum, că au împrejurare în viață, asta este altă discuție, așa cum fiecare are împrejurări și cum fiecare are un domiciliu. Literatura care se scrie și poezia pe care o să o citiți, nu mă îndoiesc, are câteva teme care țin de, și de împrejurarea aceasta. Omul dintotdeauna, când și s-a simțit dintotdeauna închis, a vrut să evadeze de acolo cu gândul și cu arta. Și când spun dintotdeauna, fără să fiu foarte prețios, începe chiar de la origini. În fond, Cain, când a fost alungat din Eden, Dumnezeu i-a luat memoria locului. Asta e marea pedeapsă. Nu faptul că l-a alungat de acolo și că a rătăcit în pustie cu niște sandale și și nu pe parcurs unei vieți și foarte mult timp. Parte pedeapsa cea mare este faptul că i s-a luat memoria locului. Și atunci omul nu vrea altceva decât să-și reamintească cum arată Edenul. Și avem tot felul de reprezentări, cu îngerași, cu copaci, cu râuri de lapte și miere, etc. Nimeni nu știe cum arată Edenul, că nu s-a întors nimeni de acolo să ne spună. Pe de altă parte, omul nu încetează să gândească la el, să viseze și să evadeze din această celulă care este pământul, l-a trimis, l-a pedepsit Dumnezeu. Ca să vin foarte aproape, evident că figurile lirice, temele, sunt acestea, ale ieșirii din spațiu. Există în literatura română un poet important, în opinia mea, pe care îl cheamă Radu Gir, și care, pe care îl consider viețașul literaturii române. El, din 71 de ani de viață, 43 a petrecut în pușcăriile și regimului interbelic și regimului bolșevic. Totdeauna pușcăria a fost pe motive politice, nu avea alte motive de alt ordin. Dar dacă scădem, facem 71 minus 43 și mai scădem de acolo și anii copilăriei și ai primii adolescențe, vom vedea câți ani, de fapt, a petrecut Radu Gir în libertate efectiv. A intrat în pușcărie în 1931, a ieșit un an, l-a băgat din nou când a venit dictatura carlistă, a mai ieșit un an, după aceea l-au băgat ceilalți Antonescu, a ieșit încă un an sau doi și l-a băgat bolșevici. Și a stat până prin anul 1962 în pușcării. A ieșit de acolo, om liber, nu? Și un poet extraordinar care și-a scris poezia, că cineva a spus cum s-a scris poezia în închisori, de-a lungul vremii și cu sânge, și Radu Gir și-a scris o memorie. Este un caz aproape unic în literatura română, când un poet iese din pușcărie fără să aibă hârtie și creion la îndemână, să iasă cu hârtie de acolo și să publice brusc niște volume foarte groase de poezie, cu multă poezie înăuntru, poezie care a fost memorată, scrisă de el în memorie și memorată și vărsată, revărsată apoi pe hârtie după ce a ieșit de acolo. Ce s-a întâmplat mai departe, tot în pușcărie a rămas, chiar dacă era în libertate. Nicolae Manolescu a făcut în 1968 antologia poeziei și l-a introdus pe Radu Gir cu două poeme. Când autoritatea a văzut asta, nu știu cum a scăpat la cenzură, a luat tot tirajul și l-a topit. Acele antologii. Nu mai există antologia aceea decât în memoria lui Nicolae Manolescu și acelor care au fost în sumarul antologiei, din motivul că figura acolo Radu Gir. Așadar, există tot felul de exemple de acest fel. Nu îndemn pe nimeni să meargă Nicola Noica, de pildă, spunea ceva aproape similar, la un moment dat, la studenții de la litere la București, în 1981, cred, sau 82, spunea că a fost o întrebare la un moment dat, că și el a făcut niște ani. Și am fost întrebat cum a fost acolo. Că nu era voie să spună că a fost la pușcărie, erau și oameni prin sală, pe acolo, care cum erau vremurile atunci. Și el a spus, acolo a fost bine pentru că am putut să mă gândesc la trecut și să-mi fac planuri pentru viitor. E, sigur că era o frază de conveniență și dar nu știu chiar numai de conveniență, Noica chiar a spus vorba asta și la niște studenți care se pregăteau să intre în viață, să iau o repartiție, să învețe limba greacă, limba latină și tot ce recomanda Noica. Recent, după întâlnirea pe care am avut-o
cu Adi Cristi și cei din penitenciar. Am citit un roman al lui Adrian lui Gheorghe, care se cheamă Urma. Romanul acesta relatează, o să fiu foarte scurt, deschid paranteza și o închid, vă promit imediat, ca să nu vă plictisesc. Relatează o zi petrecut într-un penitenciar românesc în 1961, care era altfel decât ce se întâmplă acum la noi, aici. Era un penitenciar politic. Și într-o dimineață, un gardian, cel de serviciu, constată pe o zăpadă proaspăt căzută, peste noapte, că există niște urme care vin dinspre gard și se duc către intrarea în, la deținuți. Dar nu erau urmele și înapoi. Deci cineva care intra și rămâne acolo. S-a desfășurat o anchetă teribilă cu tot felul de poliții, secrete, politice, etc. A venit și armata să vadă ce se întâmplă. Nu găseau pe nimeni vinovat de asta. Între timp zăpada aceea s-a topit, a venit altă zăpadă, s-a întâmplat aceeași poveste, a apărut iarăși urma aceea care venea dinspre gard, cineva deci care sărea gardul și intra în închisoare. Dar nu mai ieșea de acolo, ca să plece înapoi, să evadeze, să spunem. Și într-un final, de fapt asta e și metafora, aceste urme erau cei dinăuntru care visau să iasă și atunci lăsau chiar și urme. Și chiar și ieșeau în visul lor, în imaginarul lor și în fond în concretul acestui imaginar. Pentru că atunci când face diferența între realitate și imaginație, le separăm și spunem, da, asta e cu imaginarul, asta este cu realitatea. Dar există un real al imaginarului. Când se transfere acolo, chiar intri în realitatea sa, a acelui imaginar. Rămânând departe de cealaltă, de trai, ca să spun așa, sau de viață. Spuneam că am vrut doar să fac o mică, un mic sumar. Există foarte multe teme din acelea pe care le veți găsi în poeziile celor trei autori pe care i-a selectat echipa condusă de Adi Cristi și vreau să vă asigur că aceasta este chiar poezie. Și niște autori care dacă vor dezvolta firește, nu știu ce vor scrie în continuare, eu nu judec un poet după un grupaj divers, indiferent unde e publicat acel grupaj, în convorbiri literare la Casia Maria Spiridon sau în poezia sa, în revista Poezia, sau în Dacia Literară a lui Lucian Vasiliu sau în altă revistă, ci judic după o carte, dacă mi se permite și cu puterile pe care le am eu. Sunt convins că acești trei autori, oricare dintre ei, au toate premisele să scrie cărți de poezie și să fie poeți pur și simplu. Nu neapărat de pușcărie, că asta ar trebui să schimbăm noi la treaba. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă felicit că ați venit aici, doamnă comisar șef, domnule subprefect, domnule director. Am avut o întâlnire frumoasă acolo când am fost. Am fost pus să-mi scot și cureaua de la pantaloni. Asta este. Și remarcam faptul că cei pe care i-a indicat domnul Adi Cristi ca și, mă rog, potențial sau ce sunt ei chiar reale, au încă și returile la pantofi. Vă mulțumesc pentru atenție. Noi la bibliotecă am început cu câteva luni bune în urmă, se pare că se poate chiar un an, am reușit să concretizăm o idee a mea, care decurge, desigur, din copilăria și din tinerețea mea. Recunosc că m-am născut la marginea unei mahalale bucureștene, iar mai bine de o treime dintre prietenii copilăriei și adolescenței și tinereții mele făceau vizite periodice, nu știu dacă neapărat aici, dar în toate penitenciarele. Și îmi povesteau de acolo și despre oamenii de acolo și despre realitățile care se conturează în spațiul acela concentraționar. Desigur, întâmplarea face ca să am și acum prieteni sau cunoscuți, unii dintre ei chiar persoane foarte importante, care se odihnesc, ca să spun așa, la penitenciarul de la Iași. Și dacă ar fi să dau așa un zvâc cuvintelor și cuvântărilor de până acum, poate că aș vrea să vă recomand ca vechi om de presă să prindeți în revistă poate și câteva dintre semnăturile sonore care, ale celor care stau astăzi la reeducare la penitenciar.
Și vă spun asta pentru că domnul Fenechiu, de pildă, de care mă leagă multe amintiri, și-a manifestat dorința de a participa la programul acesta pe care îl desfășurăm noi și eu scriu despre cărți și sunt convins că poate aș vrea să scrie și în, și în revistă și, nu-i așa, revista ar beneficia de pe urma unei asemenea semnături. Glumă sau nu, am adus vorba despre cele două, să zicem, extreme ale păturilor sociale reprezentate în penitenciar, pentru că eu sunt convins că penitenciarul este o zonă din care, în care creația este potențată, indiscutabil. Talentul este, nu-i așa, dat de Dumnezeu sau de alcătuiri care, pe care nu le putem pătrunde și el nu se distribuie după criterii morale și nici după vremurile politice pe care le apucăm fiecare. E logic, e normal ca în penitenciar să existe oameni foarte talentați, să existe oameni care au preocupări culturale, iar cei care nu le au, poate că nu le au fiindcă au trăit într-un mediu care nu le-a permis să aibă acces în zona cumva rarefiată pentru ei a culturii. Atât cât mi-a permis timpul, am răsfoit revista și nu neapărat pentru că mă tem de cronicile domniei sale, pe care oricum nu le scrie la romanele mele, ci la altele. Trebuie să-l aprob cu deferență pe domnul Olban, spunând că poeziile pe care am apucat să le citesc sunt într-adevăr poezii în adevăratul sens al cuvântului și probabil că modul în care curg cuvintele și calitatea poeziei face ca precizarea aceea că vin din pușcărie să nu aibă absolut niciun sens. Eu vreau să vă felicit în special pe cei care v-ați dus acolo printre deținuți și ați încercat să conturați revista, să dați liniile generale. Știu că nu v-a fost ușor și felicitându-vă și sperând că revista va beneficia de sprijinul și material, dar în special moral al lumii culturale ieșene, să mă gândesc că ea poate fi un aspect din foarte multele necesare pentru ca Iașul, prin dimensiunile sale culturale, să ajungă capitală culturală europeană în 2021. Felicitări încă o dată! Sunt Liliana Ștefan și sunt președinta Asociației Mediatorilor din Moldova. De ce am venit aici? Am venit în primul rând să văd exact lansarea revistei și să cunosc mai îndeaproape oamenii care au putut să scrie poezii și să lucreze atât de frumos anumite portrete care sunt trecute în această revistă. Mă felicitor organizatorilor și celor care au muncit la acest proiect. Și aș vrea să spun câteva lucruri. Lucruri, zic eu, simple. Se folosește, am văzut folosind de fiecare dată cuvântul pușcărie, ceea ce pentru mine mi se pare un cuvânt cam greoi. Eu zic, mai ales că aici suntem la o lansare a revistei și o latură artistică, mai bine zis, aș zice că cei din detenție sunt oameni care la o anumită dată în viața lor au săvârșit o anumită infracțiune. De aceea eu zic că cuvântul pușcărie ar fi, mai bine zis, transpus sub forma că casă pentru o vreme. Și mă refer la acest lucru, am zis aici pentru că ținem cont că revista este de așa natură. Ce vreau să vă spun? Mă bucur foarte mult pentru acest proiect. Mă bucur că primăria sprijină acest proiect. Sper să avem activități foarte bune cu tot ce înseamnă sistemul de penitenciar și de detenție. Și le urez tuturor succes. Într-adevăr, cred că deținuții
care au lucrat la acest proiect se regăsesc într-un totul și au încercat să vadă altfel viața. Într-adevăr, un artist, când scrie sau pictează sau sculptează, deja trece în altă dimensiune și gândește altfel lucrurile. Cei care au scris aici țin să cred că sunt înzestrați de Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat acest lucru spre a cunoaște și altă formă a vieții. Vă felicit din suflet și vă urez succes în continuare. Eu aș vrea să facem și această procedură de predare a revistei. Acum domnul director să trimită pe cineva, nu doamna omului, pe Alexandru, unde e Alexandru? Alexandru, te rog frumos. Semnăm altă dată, deocamdată să vadă că revistele sunt predate. Uite și pe... și pe... Sunt doi dintre colaboratorii noștri cei mai apropiați, în afară de doamna Carmen Matei, care este director adjunct la penitenciar, și de doamna Laura Dediu, șeful serviciului de educație, da? Avem acești doi frumoși bărbați care ne-au condus prin penitenciar. Noi rugăm să ridice revistele. În același timp, pentru că personajul principal este artistul din penitenciar, s-a vorbit despre Vasile Toteraș, Cătălin Ifrim și Florin Leonte, autorii poeziilor. Ei nu mai sunt în penitenciarul Iași. Iată ce vă spuneam eu de mobilitatea populației, așa că Casa Marea Spiritului trebuie să redescoperim alți poeți de la Iași pentru următorul număr. În schimb, pe gradena în dreapta mea avem cei cinci autori din proiectul, parte din ei din proiectul lui Dan Doboș, și aici cred că nu greșesc, Valentin Lăcătușu, dumneavoastră sunteți, da? Care a scris despre cărțile pe care le-a citit. Și de Puiu Gheorghe, mi se pare, nu? Da. Așa. La fel, rest sunt autori de proză. Și e bine să... proză care apare în această revistă. E vorba de Gheorghe Paul, da? Îmi amintesc de dumneavoastră, într-adevăr, are o scriitură interesantă, și de Ovidiu Achimescu. Acești autori de beletristică, dar și de expresie critică, nu? Demonstrează că nu pot trece indiferenți pe lângă o carte. Au opinii, au puncte de vedere. Puiu Holban a plecat intuit că voi scrie, voi vorbi despre concurența lui, dar e un pas în normalitate, nu spre normalitate. E un pas în normalitate. Haideți să mai pun altă întrebare, dacă doriți să... Mihai Pricor. Salvează primăria, pentru că am lăudat-o. Și te rog frumos. Eu mă bucur, vreau să încep prin a aprecia foarte mult activitatea care se desfășoară aici la Casa de Cultură și, în general, activitatea pe care o desfășoară instituțiile de cultură ale primăriei. Am trei directori de instituții de cultură. Vreau să vă spun că începe telefonul să-mi sune singur. Deci nici nu mai... Mă sună în fiecare zi și este foarte bine că fac lucrul ăsta. Domnul Adi Cristea a insistat foarte mult cu acest proiect. Un proiect pe care noi l-am îmbrățișat, dar față de care recunosc că la început am avut anumite îndoieli. În momentul când am văzut rezultatul, am discutat cu domnul Adi Cristea și am spus ok, din momentul ăsta trebuie să facem din el un model de bună practică, un model pe care să-l extindem la nivel național, cu punct de pornire aici la Iași, și mă bucur că este doamna comisar șef adjunct aici. Sper că vă place produsul. Este doar o etapă, vom continua și
Pe această cale transmit domnului Adi Cristi și tuturor celorlalți colaboratori că primăria va susține în continuare acest proiect. Sper să se adune și alte instituții. Nu contează că acești domni care astăzi sunt aici cu noi, pentru o perioadă sunt în spatele unui zid. Contează ca vocea lor să ajungă și la ceilalți, pentru că până la urmă sunt cetățeni ai României, chiar dacă au greșit cândva. Eu vă mulțumesc încă o dată și vreau să apreciez că avem aici niște oameni care de ani de zile ne sunt alături. De fapt, cam asta înseamnă să fii om de cultură și să luți pentru orașul tău, să te implici în proiecte și să nu faci cultură de gașcă, cum o numesc eu, și vă mulțumesc foarte mult. Mihai Ursache invita cu noi câțiva scriitori în dialogul deținuții de la penitenciarul Iași. Stătea mai la urma noastră și la un moment dat, nu știu care dintre noi, Casian sau Nikita Danilov, magiste, dar vină mai aproape să vezi celule. Și reacția lui Mihai Ursache a fost: amicilor sau prieteni buni sau măi băieți, nu mai știu cum ne-a zis, dar voi ați uitat că eu am făcut inclusiv fortul 13. În numele lui Mihai Ursache al limbii române, acest proiect al visătorilor e un semn de civilitate, de solidaritate și de creștinătate profundă. Domnul procuror Borș, mergeți la înregistrare. N-aș spune că chiar vreau să spun ceva, că nici nu prea știu ce să spun. Ar fi foarte multe de spus. Prezentarea mi-a făcut-o domnul Ardei Cristi și îi mulțumesc că a făcut o prezentare foarte frumoasă. Nici nu știu dacă chiar e chiar așa cum spune dumneavoastră. E adevărat însă că am fost o vreme directorul penitenciarului din Iași, vreo 6 ani de zile, și la vremea anterioară de ajungerii ca director, avem o percepție relativ comună cu privire la viața de penitenciar și cu privire la penitenciar, sau mă rog, casă de o perioadă, de odihnă. Așa. Ajungând director acolo, am constatat că lucrurile sunt mult diferite de cum le înțelegeam eu, în sensul că am găsit acolo oameni care nu erau altceva decât semeni de ai noștri de aici, ajuns în casa de o perioadă, casa de o perioadă. Problema este că dacă vrem noi să credem că aceea este o casă pentru o perioadă, putem să credem așa ceva. Lucrurile nu sunt așa. Nu este o casă pentru o perioadă, am vrea să fie așa, dar este un loc de penitență, un loc în care separarea de familie se simte extrem de acut, un loc în care lipsa de socializare este dureroasă, de socializare cu mediul obișnuit, un loc în care limitele de creație se distorsionează. Fie nu ai creat sau ai creat foarte puțin în afară, că ești poet, că ești sculptor, pictor și așa mai departe, fie ai creat destul de mult, dar acolo sigur vei crea altfel. Mi-am propus, când am văzut care e diferența de percepție între ceea ce știam eu și ceea ce era acolo, să fac ceva pentru ca cei de afară, adică oameni ca mine, să vadă altfel penitenciarul și oamenii din penitenciar, așa încât în perioada în care am stat acolo, am încercat să-i cunosc pe cei care fac detenție în penitenciar, să văd ce limite au și ce posibilități au de a se exprima artistic, așa, și în ce măsură sunt dispuși să comunice ei între ei acolo în penitenciar sau să comunice pentru noi, cei din afară, ca să-i cunoaștem mai bine și să ne schimbăm puțin părerea despre viața din penitenciar și despre casa de acolo. Nu cred că au fost începuturile la noi, pentru că am citit despre activități penitenciare cu zeci, sute de ani înainte. Noi doar am încercat ca, pe de o parte, să scoatem viața de penitenciar către exterior, exprimarea vieții de penitenciar și a exprimării artistice, pe de altă parte să aducem oameni din mediul orășenesc, din mediul comunitar, în penitenciar, și am încercat atunci să invităm oameni de creație, oameni de artă din Iași în penitenciar să cunoască modul de viață al celor care sunt acolo, dacă nu au avut deja experiențe penitenciare. Și proiecte de genul acesta s-au demarat și în penitenciarul Iași și în alte penitenciare. Proiectul acesta este mai spectaculos însă pentru că este o revistă cu susținere comunitară și cu răspândire către exterior. Surpriza care vine din partea dumneavoastră este legată de faptul că
aflați lucruri despre cei care sunt în penitenciar, aflați că, de fapt, aflați lucruri pe care le știți. Că sunt semenii noștri care au ajuns conjunctural acolo, mă rog, conjuncturile, împrejurările care au făcut să ajungă acolo pot să fie extrem de diverse și unele discutabile. Și mai aflați faptul că, mai aflați, reconsiderați în percepția și în gândirea dumneavoastră imaginea pe care o facem despre deținut, văzând în el persoana care se va întoarce în comunitate și care trebuie să fie primit ca omul care a fost. Că vor purta tare este adevărat, că acele tare s-ar putea să-i marcheze nu știu cât timp și nu știu câte modalități, iar este adevărat, dar oamenii de acolo sunt semenii noștri. Sunt semenii noștri, sunt ce? Un copac într-o pădure. Noi suntem toată pădurea, un copac din pădurea asta este acolo. Dar sunt semenii noștri, vor ajunge înapoi, de aici au plecat, înapoi vor veni. Unii dintre ei au plecat pentru că au probleme, au ajuns acolo pentru că au probleme de comunicare, le spun eu, destul de serioase, recidivează și probabil nu se vor schimba. Alții au ajuns, cum spuneam, conjunctural, au trecut peste perioada asta și vor ajunge la noi. Nu vreau să-mi lungesc spusele, dar revenind la casă pentru o vreme, pe vremea când eram director acolo, numărul de telefon al directorului penitenciarului, numărul fix, se asemăna foarte mult cu numărul de telefon de la Hotel Unirea, o cifră diferea. Și mă trezeam aproape zilnic cu telefoane de genul alo, Hotel Unirea, alo, Hotel Unirea. Și la un moment dat, exasperat, când sună cineva, alo, Hotel Unirea, vreau să fac o rezervare, îi zic, era o femeie. Zic, nu-i Hotel Unirea, e hotel penitenciar și pentru rezervare la noi vă trebuie o autorizație specială. A făcut aia o pauză lungă și a cerut scuze de nu știu câte ori, până am închis-o telefonul. O fi ca afară, ca la Hotel Unirea, dar eu știu dacă e chiar ca la Hotel Unirea. Eu știu dacă multă lume se îngrămădește să ajungă acolo și, într-adevăr, rezervările se fac din timp pentru acolo. Trebuie să lucrez mult timp ca să ajungi acolo. Vă doresc succes și felicit pe toți cei care au contribuit la realizarea revistei. Este spectaculoasă revista, dar oamenii care realizează revista nu trebuie să-i privim ca fiind spectaculoși în sine. Trebuie să-i privim cu, eu știu, cu îngăduință și cu bucurie că și-au păstrat capacitatea de a crea, și-au păstrat disponibilitatea de a ne spune ce au de spus și că nu s-au rupt de viața la care vor să se întoarcă. Mulțumesc încă o dată!